Vreau să spui exact aceleași lucruri, pentru că alea au fost lucrurile care pe mine m-au făcut să te chem la podcast, știi? Nu mai mă aminte exact ce ți-am spus. Dar sunt sigur că știi la ce mă refer, adică știi, îți aduce aminte momentul. Răbdare. Din nou răbdare. Răbdarea e cheia în investițiile de genul ăsta. Și perseverența și faptul că trebuie să pleci cu ideea că poți face bani. Mulți oameni cu mulți bani din România au făcut bani imediat după Revoluție. Eu tind să cred că virgulă, criptomonedele astea sunt revoluția noastră a tinerilor. Ne pot schimba un pic viața. Sunt tirurile de bluci și de cauciucuri exact, pe care exact, le-au avut exact, ai noștri. Exact, alea sunt. Eu așa cred, așa o văd. Eu sunt all-in în treaba asta. Diferența între gambling propriu-zis și trading sau cripto sau cum vreți voi să îi spuneți, este că dacă te documentezi suficient, dacă pui suficient de multă muncă în a învăța, dacă te folosești de cunoștințele tale, poți aduce șansele către tine în așa fel încât să fie profitabil acel trade sau acel trade pe care îl faci. Episod susținut de gândeștediferit.ro, platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este din domeniul crypto, este trader, este Mihnea. Salut, ce faci, Mihnea? Bine, tu ce faci? Bine, cum merg treburile, că situația de afară nu e una favorabilă? Ce se întâmplă? Știu. În domeniul meu, nu cred că se întâmplă nimic. Adică, eu tind să cred că suntem relativ ok. Nu vreau să intru în detaliile alea cu manipulările și cu chestiile de genul ăsta, dar, per total, eu tind să cred că suntem ok. Adică, a fost o cădere, acum suntem pe un trend așa. Spune-le oamenilor mai concret cu ce te ocupi ca să știe de unde să te ia, știi, că poate nu știe. Eu m-am rezumat la mine că eu te cunosc, da. Știi, și am zis că toată lumea știe cine ești, dar ar fi bine să le zici concret ce faci, că nici eu nu știam ce faci concret. E clar că nu mă știe toată lumea. Eu sunt daily trader, am putea spune, nu neapărat daily trader, tranzacționez des criptomonede. Sunt investitor în criptomonede din 2017. Și sunt un, pot să zic, influencer, dar nu-mi place cum sună, pe partea de criptomonede, adică sunt destul de prezent pe Telegram, pe Twitter, pe TikTok. Ai un canal mare rău de tot pe Telegram. Da, e cel mai mare din România. Cel mai mare canal de Telegram din România. 15.000, nu? 15.000 și ceva de oameni. Ne îndreptăm spre 16, da. Mamă, da. Sunt și eu. Da, abonat, mulțumesc că apreciez. Mulțumesc. Da, și încerc să educ pe oameni cum știu eu mai bine, să le explic că piața asta nu e atât de roz precum credi, că bagi bani și faci milioane și că gata, peste noapte apar BMW-urile și merțanele și chestiile de genul ăsta. Încerc să-i duc cu picioarele pe pământ și încerc să-i învăț cum pot eu în limita timpului meu. De câți ani faci trading din crypto? În 2017 am investit prima oară, dar pot să zic că mă susțin exclusiv din asta de 2 ani. Okay. 2 ani și ceva, 2 ani jumate. Deci practic faci full time asta, nu mai faci altceva. Nu mai fac nimic altceva, da. Okay. Asta fac full time. Da. Mi-a plăcut foarte mult, dacă ții tu minte, întâlnirea noastră pe care am avut-o offline, în care eu te-am întrebat, bă, dacă ar fi să-mi dai niște sfaturi și dacă ar fi să vorbești pentru cineva necunoscător, cum eram eu la momentul ăla, ce mi-ai spune? Și vreau să spui exact aceleași lucruri, pentru că alea au fost lucrurile care pe mine m-au făcut să te chem la podcast, știi? Nu mai mă aminte exact ce ți-am spus. Dar sunt sigur că știi la ce mă refer, știi, îți aduce aminte momentul. Răbdare. Din nou răbdare. Răbdarea e cheia în investițiile de genul ăsta. Și perseverența și faptul că trebuie să pleci cu ideea că poți face bani dacă te documentezi, dacă ești atent, dacă nu investești bani care să te afecteze emoțional. Mă refer, mai e sintagma asta, nu investi bani pe care nu-i poți pierde, pe care îi poți pierde, adică mulți folosesc sintagma asta, doar că ea nu se aplică, adică cine are bani pe care ar vrea să-i pierdă? Adică nu are nimeni bani. Dar mă refer, o sumă de bani
suficientă cât să nu te destabilizezi emoțional în cazul în care piața cade sau chiar și crește. Pentru că dacă bagi o sumă mare de bani, să zicem, nu știu, bagi casa și se dublează moneda respectivă sau nu știu, tu riști să scoți banii aia fiind mulți în contextul în care ai fi putut să scoți mai mulți de atât. Adică piața ar fi putut să iasă și mai sus de atât. La fel merge și invers. Asta pentru că suma e foarte mare. Dacă investești un procent eșalonat lunar, în așa fel încât să nu te deranjeze și să fii tu acolo în piața asta, să stai cu oamenii de vorbă, să știi cu ce se mănâncă, să stai măcar o oră pe zi să te documentezi pe chestia asta, poți ajunge să ai succes. Și din nou, ajung la prima parte, și anume răbdare. Important e să ai răbdare. Dacă ai răbdare, vine automat și câștigul, cred eu. Pentru că, în esență, piața e fluctuează, are zgomot, adică sus, jos, sus, jos, dar în esență ea pe termen lung e întotdeauna în sus. Pentru că e o piață nouă, sunt puțini oameni care au investit în criptomonede până acum și potențialul e uriaș. Nu mai am aminte ce ți-am zis exact, dar știu clar că ți-am zis să ai răbdare. Da, clar, asta mi-ai zis-o direct. Și eu te-am întrebat ce înseamnă răbdare, da, raportat la un timp mai concret. Timp concret. 2 ani. Minim. 2 ani, 3 ani. Faza e că de când cu Elrond și de când cu Burranul ăsta, în România cel puțin, că vorbim strict pe România, foarte mulți oameni au fost interesați să investească în cripto. Din start, Elrond a fost, cum să zic, pionierul care a pus România pe hartă când vine vorba de criptomonede și implicit oamenii au impresia acum că toate criptomonedele ar fi la fel, ceea ce e fals. Adică Elrond chiar a făcut o treabă bună. Apar alte criptomonede care nu o să facă treaba pe care a făcut Elrond. Dar Elrond a reușit să-i facă pe oameni, pe români, să fie interesați de criptomonede. Și problema, de fapt, nu știu dacă e neapărat o problemă, e un cuțit cu două tăișuri, e că oamenii au investit în Elrond și au făcut bani, pentru că au investit de vreme, știind că e românească și așa, dar partea cealaltă a cuțitului reprezintă faptul că au impresia că toate sunt la fel. Și au impresia că gata, mereu o să fie așa. Pentru că sunt multe persoane care au investit, de exemplu, în Elrond la 5, 7, 10 dolari, s-a dus 500 de dolari, adică foarte mulți bani. Dar prin creșterea asta uriașă a monedei și prin faptul că oamenii au discutat între ei de moneda asta și așa, acum e un interes uriaș în România pentru cripto. Da. Doar că problema e că Elrond cu adevărat a crescut, dar a crescut într-un bull run și acest bull run nu știm până când o să țină și la un moment dat vine și acest bear market de care toată lumea fuge, bear market care poate să dureze. Cum a durat acest bull run? Ce înseamnă bull run? Ce înseamnă bear market? Bull run înseamnă o perioadă a pieței în care toate monedele cresc, în care se bagă foarte mulți bani și implicit vine și reversul medaliei, adică bear market, în care se scot foarte mulți bani. Uh-huh. Ce încerc eu să le transmit oamenilor este că e important să investească în bear market, nu în bull market. De ce? Pentru că, psihologic vorbind, noi, sar puțin, fac o paranteză, chartul meu, adică graficul pe care eu mă uit, e format din lumânări albe și albastre, nu din lumânări roșii și verzi, cum sunt obișnuiți alți oameni, pentru că verdele are un impact psihologic asupra noastră, corelat cu semaforul, corelat cu chestii de genul ăsta, să te arunci. Și foarte mulți oameni se aruncă când piața e verde, ceea ce e contrar ideii de a investi. Că tu trebuie să investești când piața e jos. Da. Adică, oricât de aiure ar suna, de exemplu, din postura unui trader acum că rubla e 35% jos, e o posibilitate de investiție. Înțelegi? Da. Pentru că e jos. Nu bag când crește. Ei, mulți oameni au investit pe acest bull run, când s-au băgat foarte mulți bani, mulți oameni sunt pe minus și nici nu vor să cumpere când cade piața, pentru că au impresia că se duce și mai jos. Deci au impresia asta din nou, revenind la prima parte, că au investit mai mult decât își permiteau să piardă. Dacă ar fi investit o sumă care nu i-ar fi afectat emoțional, nici n-ar fi stat geană să se uite unde se duce, ce face. Și dacă ar fi investit eșalonat, eu cred că ar fi avut mai mare succes. De ce crezi tu că investiția asta eșalonată, long term, este cea mai bună variantă? Eșalonat ce înseamnă? Pun în fiecare lună câte $100. Da.
Este da? Varianta pe care eu am folosit-o și care mie mi-a adus foarte mulți bani raportat la cât am investit și care tind eu să cred că este cea mai bună formă de investiție pentru o persoană care vrea să ia parte la fenomenul ăsta, dar nu vrea să fie implicată zi de zi cum sunt eu, să citească, să... O scurtă documentare de câteva ore și ulterior doar trebuie să investească eșalonat. Și dacă punem $100, nu trebuie să fie neapărat $100. Dacă ai un salariu de 3.000 de lei, 3.500 de lei, pune 10%. Okay. 300 de lei, 350 de lei. Alege două monede, singure monede pe care eu le-aș recomanda ar fi Bitcoin și Ethereum, că ele sunt top, și bagă acolo eșalonat. Ca un fond de investiții. Ca o... un fond de pensii sau cum vrei tu să-i spui. Ca și cum e pune la bancă, dar nu-i mai pui la bancă, că dobânda exact. Mai mică aici. Exact. Faza este că termenul ăsta de investiție recurentă, ideea asta de investiție recurentă vine din Statele Unite. Acolo se practică chestia asta de generații. Oamenii investesc pensiile lor, 401k-ul ăla, parcă așa se numea, în CXP 500, care CXP 500 e un index care îți aduce un randament anual de 8%. Păi 8%, cu 8%, cu 8% în 30 de ani. Bani mulți. E, același randament îl au și criptomonedele, ba chiar mai mare, dacă ai investit tot la fel de eșalonat. Pentru că dacă tu investești acum în vârf și vine acest bear market despre care vorbeam, tu investești pe această scădere implicit făcând o medie mai bună a prețului. Iar în momentul în care piața își revine, pentru că ea își revine, sunt valuri, ca și în business, există, nu știu, anotimpuri. Corect. Nu știu, vin... În orice business există luni în care merge, luni în care nu merge. Cool. Așa e și în cripto, numai că e vorba de ani aici. Dacă tu investești eșalonat, în momentul în care își revine piața și își va reveni, când, nu știu cât durează, din nu am de unde să știu, dar atâta timp cât bagi bani care n-ar trebui să te afecteze emoțional, adică 10%, 5%, 7% din cât produci, ar trebui să fie ok. Nu ți se pare că piața asta are și un iz de gambling? Nu. De ce nu? Pentru că... Și mă bucur că m-ai întrebat chestia asta. Pentru că mulți cred chestia asta. Nu, e un iz de gambling dacă o faci tu să fie. Okay. Adică există aceste posibilități de a face trade-uri folosind levier, care levierul practic este un tool pe care îl folosesc exchange-urile pentru a te împrumuta cu bani și de a face cu sume mai mari, implicit făcând sume mai... Adică având profit mai mare, dar... reversul medaliei reprezintă faptul că poți pierde banii pe care tu îi pui ca și gaj, să zic așa. Sunt anumiți oameni care folosesc un levier foarte mare și îl joacă ca la casino, poți să zic așa. Dar diferența e că și eu folosesc levier mare uneori. Diferența între gambling propriu zis și trading sau cripto sau cum vreți voi să îi spuneți, este... Că dacă te documentezi suficient, dacă pui suficient de multă muncă în a învăța, dacă te folosești de cunoștințele tale, poți aduce șansele către tine în așa fel încât să fie profitabil acel trade sau acel trade pe care îl faci. Faza este că mulți nici măcar nu vor să învețe, adică se duc direct. Bag, se duce în jos, bag, se duce în sus. A, nu s-au în jos, se duce în sus. Hai că bag... Roșie neagră. Exact, roșie neagră. E, dacă folosești risk management, adică practic nu te arunci cu bani, ai o sumă fixă, nu știu, un buget. Eu am un buget lunar pe care eu îl aloc pentru chestia asta. E, eu din bugetul ăla bag 1%, 2%, 3% pe un trade. Dacă pierd ăia 3%, bă, pierd 3%, nu pierd toată balanța, înțelegi? Adică gen... Nu, e, la un moment dat... Trade-urile pe care eu le fac au, să zicem, o rată de... Poți să ai, de exemplu, în trading, poți să ai rată de succes chiar și de 30% și cu toate astea să fii profitabil. E în funcție de risk-reward-ul pe care tu l-ai. Adică când piața se așează într-o manieră în care tu consideri că se duce în direcția în care crezi, ai un stop loss, adică unde ți se închide poziția și unde pierzi o sumă de bani și un target. E, dacă tu cauți același setup de trade, dacă ai un risk reward 5, asta înseamnă că risc, dau un exemplu, risc $100, am 1 pe 5. Dacă risc $100, am șanse să câștig 500. Dacă eu caut trade-uri de genul ăsta, pot să am 5 trade-uri nașpa, 4 trade-uri nașpa și unul bun,
Și cu toate astea eu să fiu pe profit cu $100. Știi? Adică nu o văd ca pe un gambling. O văd ca pe o știință. E literalmente o știință, pentru că în spatele criptomonedelor, bursei, orice, se află oameni. Uh-huh. Fiecare candelă, fiecare mișcare a prețului este generată de niște oameni. Adică tot oamenii sunt, tot psihologia e în spatele prețului. Totul e o psihologie, în opinia mea. E o știință. Ți s-a zis vreodată că, bă, lasă-mă, mă, cu astea, că tu faci bani din nimic, tu nu faci ceva concret. Da, mi s-a spus. S-a spus, nu? Da, da, da. Și ce? Mi s-a spus. De obicei, mie îmi place hate-ul de genul ăsta, pentru că îmi dau seama că oamenii trebuie mai întâi să bage ei mâna în noroi, se murdărească pe ei, că te murdărești când bagi mâna în noroi, știi? Și după aceea să arunce în mine. Și vorbește invidia sau vorbești, nu știu. Bă, e frumos să faci ce fac eu. Adică nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar e o meserie frumoasă, adică da. Chiar e frumos. Și când oamenii zic chestia asta, pe mine mă amuz. În sinea mea eu râd. Mi-aș dori să le schimb percepția, dar știu că n-am cum. Mie mi-a plăcut răspunsul tău când discutam noi și ți-am zis, bă, ce te faci dacă există posibilitatea ca cripto să dispară? Există și posibilitatea asta. Una la, există. Da. Și tu îmi zici, boss, păi nu e problemă, că eu mă angajez analist financiar, nu e nicio problemă. Și atunci mi-am dat seama, stai, boss, că tu de fapt ai o meserie, dar o practici acasă pe altă ramură, exact, știi? Exact, adică dacă cripto ar dispărea mâine, mă duc la Bursa de Valori București sau în orice altă țară și zic, bă, uite. Eu știu să analizez graficele. Ține-mă o lună pe gratis, vezi ce știu, vezi ce fac și dacă îți convine, angajează-mă. Eu zic, o să mă angajez. Unde vezi tu că o să se ducă piața asta de cripto, tot ce se întâmplă în... cu actuala situație? Cu totul, da, cu tot. Unde o vezi, așa? Că bănuiesc, na, tu fiind mai băgat în poveste, că prea asta faci zilnic, da? Adică da. Tu știi tot ce mișcă. Da. Care sunt viziunile tale asupra viitorului? Nu știu, dăm 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani. Am stat și m-am uitat la suma de bani totală investită în toate bursele din lume. Și era undeva la 90 și ceva de trilioane. Piața de criptomonede abia a depășit 2 trilioane. Dacă stăm să calculăm raportându-ne în același, făcând același raport, am fi de 45 de ori mai jos. Adică ar trebui să creștem de 45 de ori ca să ajungem la nivelul ăla. De ce cred eu că e posibilă chestia asta? Poate nu cât timp vom trăi noi, n-am de unde să știu, dar sigur vor fi creșteri cât timp trăim noi, adică eu tind să cred că va merge numai în sus. De ce? Pentru că e mult mai facil pentru omul de rând de a investi. De exemplu, când eram eu mai mic și auzeam, domne, ăla investește pe bursă? Mamă, era ceva... Da. Wow, adică ziceai, mamă, e top omul, ești nebuștie. Bill Gates. Warren Buffett. E, nu, acum... Toată lumea, am băgat în cripto, am băgat în aia. Și mai e un aspect la care mie îmi place, e că toată lumea știe de cripto, în mare parte, cel puțin majoritatea de vârsta noastră, dar sunt foarte puțini care bag. Adică, de ce? De incertitudine, de frică, de... nu știu. Mă, cât o să mai dureze până nu o să bage și ei. Și mai e un aspect. Piața de criptomonede, nu toate, dar majoritatea, au această tehnologie în spate, blockchain. Blockchain nu cred eu că e viitor. Adică el raportat la Web 3.0, care practic cred eu că o să revoluționeze partea asta de creatori de conținut, pentru că în esență noi nu avem followerii pe care îi avem iar YouTube-ul. Adică... Clar, da, corect. Adică mâine el poate să zică te-am pupat. Exact. Și s-a terminat. Baftă, da, vezi că ți închid contul, pa. Exact. Și s-a terminat. Web 3.0 practic îți dă ție followerii, stai tăi. Ceea ce asta o să fie o revoluție din punctul ăsta de vedere, tind eu să cred. Prin Web 3.0, pac, mai apare o criptomonedă, ba, în care e pe blockchain, nu știu care, care nu știu. Cumva oamenii tind să cred că o să le folosească fără să-și dea seama, fără să vrea. Deja apar o grămadă de aplicații care sunt facile și omului de rând și celui care tranzacționează cripto și cu toate astea nimeni nu-și dă seama că folosește cripto, adică. Da. Asta e mișto. Eu asta tind să cred că într-acolo se duce. Practic asta era dilema principală, cum că, bă, uite, bursa are în spate niște afaceri care funcționează și care sunt în real life. Practic, criptomonedele mai puțin, știi? Sunt anumite companii care se folosesc de cripto pentru a scăpa de partea birocratică a împărți o companie în societate pe acțiuni și de a da acțiuni oamenilor de rând. Adică acum este despre tine. Te rețin doar un minut pentru că vreau să te întreb ceva.
Îți dorești ca viața ta să treacă la nivelul următor? Dacă răspunsul este da, ei bine, nimic nu este întâmplător, iar tu ești exact unde trebuie. Permite-mi să-ți prezint platforma gândeștediferit.ro, locul unde vei învăța din 10 de cursuri susținute doar de experți în domeniu care deja au ajuns la succes, cum să ai și tu mai mult succes în carieră, cum să câștigi mai mulți bani, să evoluezi în business, cum să ai relații mai bune, dar și cum să ai un stil de viață extraordinar. Ești doar la un click distanță de a descoperi strategiile practice și aplicabile care te vor ajuta să-ți îmbunătățești viața și să o duci la nivelul următor. Ai acces nelimitat la cursuri din 8 categorii de interes: business, dezvoltare personală și profesională, educație financiară, relații și multe altele. Pe lângă asta, ai acces la rezumate cărți, la comunitate, la evenimente live și online, dar și la discuții private cu experții din platformă care îți vor răspunde la orice întrebare ai tu. Toate acestea la un cost foarte mic, începând de la doar 35 de lei pe lună, exact cât o pizza în oraș. Intră acum pe linkul din descriere și alege să faci pasul către cea mai bună versiune a ta. Iar dacă introduci codul GD20, ai 20% reducere la toate abonamentele. Succes! Bă, n-ar fi mișto, mă, să investim și noi, nu știu, orice de genul ăsta. Ai 1000 de dolari și vrei să investești, nu vreau să dau exemple acum, nu știu, o companie. Vreau să investesc în Arena Națională. Să am și o parte din Arena Națională când joacă România, da, din bilete sau din chirie, să iau și eu cât mi se aloc. Bă, n-ar fi mișto? Ar fi mișto. E, în schimb, nu se poate. Pe cripto se poate. Bine, s-ar putea și în realitate, dar acte, haos, nebunii. E, pe cripto a venit cu tare și a zis... Tu practic spui că implementându-se cripto la un nivel macro, da, macro, da. De exemplu, Arena Națională are monedă, X are monedă, afacerea Y are monedă, practic eu o să pot să intru la două clicuri distanță în orice chestie de genul? Dacă e cineva care o creează, da. Dacă e cineva care o creează, da. Și ei sunt legit să folosească banii de pe... De exemplu, ai dat un exemplu bun, da? Așa. Este Arena Națională, da? Da. Fac moneda, Arena Națională. Așa. Oamenii bagă bani în Arena Națională. Eu iau și fac, modernizez, fac toate nebuniile pe acolo. Nu, în esență... Vezi în direcția asta să se întâmple lucrurile? Da, da. Păi, nu. E invers, de fapt. Dați-mi bani să fac Arena Națională. Da, corect. Am luat banii, am ridicat arena și după aia fiecare cât mi-a dat... primește cotă parte din cât ai investit. Da. Imaginează-ți câte lucruri s-ar întâmpla în lumea asta dacă s-ar face lucrul ăsta. Adică câte lucruri s-ar crea, câte lucruri ar fi construite. Da. Dacă s-ar face crowdfunding. E, cripto aduce... E ireal ce se întâmplă, văd pe comunitățile mele și așa. Dacă ar veni, nu știu... Da, un exemplu, ai venit tu, Radu, și ai zice, bă, vreau să fac, uite, aplicația asta, nu știu, de orice... sală, de ce vrei tu. Am și o nevoie de 200.000 de dolari să o fac și după aia împărțim profitul, chestii. Șansele să găsești în minime. Dacă vii tu, Radu, și zici, uite, am aplicat, vreau să fac aplicat, bă, dai pe cripto, mă. Bă, e pe cripto, uite, scoși token, Radu token, vreau 200.000. Păi, în 2 săptămâni ai să-ți bani. Oamenii sunt mai deschiși în a investi în proiecte care au și cripto în spate. De ce? Că ei se gândesc la profit rapid. Las că lansează, las că crește, ba, îmi vând eu, fac eu, dreg eu. În schimb, când investești într-o companie care e reală, să zic așa, acolo nu e chiar așa. Adică trebuie să ai răbdare, există plan de business, se scop bani într-un fel. Adică, foarte mulți nu investesc pentru tehnologie, nu investesc pentru aplicația pe care o scos tu, nu investesc pentru... Ei investesc pentru propriul lor buzunar. Corect. Iar sună bine, am sărit cu banul, am păgat, am scos, fac 10x, toată lumea visează, 10x, 100x, da, da, da. 200x, bag 1000 de dolari, scot 1.000.000. Nu prea merge, nu? Eu nu știu, eu n-am auzit. N-am auzit boss. Nu știu că eu nu-s de aici. Eu nu-s de aici, da, n-am auzit, da. Practic, varianta mișto ar fi ca oamenii să investească în proiecte în care for real nu vor să scoată banii mâine. Da. Știi? Și pe care le văd, mă gândesc ca niște afaceri, dar crezi că treaba asta se întâmplă și pentru că ele nu au cu adevărat un proiect ca lumea în spate, adică n-au o utilitate în offline?
Da. Sau în online. Da. Sunt multe care n-au utilitate în offline. Nici în online. Adică aceste shitcoin-uri, memecoin-uri, care sunt făcute strict, ăla e gambling. Da, ăla chiar e gambling. Ce ai zis tu? Dar sunt multe alte monede, majoritatea care vor să facă ceva mișto pe partea asta de tehnologie, care au firmă, au firmă aici, firmă în America, firmă nu știu unde. Și practic, prin cripto merge să rulezi banii ăștia și în mod legal, știi? Uh-huh. Parcă, repet, e ca o strângere de fonduri, da. Eu tuturor le recomand, băi, investiți în proiecte de genul ăsta, frate. Unul la mână că șansele să... Ok, s-ar putea să faceți mai puțin bani decât dacă ați fi băgat în vreun shitcoin de ăsta, cred. Corect, de acord. Bă, dar măcar dorm liniștit noapte. Îl știi pe omul ăla, cine e? Îți dai seama că el, dacă și-a arătat fața și știu atâția oameni, nu pleacă cu banii, nu face măgării. Nu face... Sau posibilitatea e mai mică. Da. Cam... Da, ok. Da, da. Da. Posibilitatea da, e mai da, mică. Avem și un contemporan. Da, 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 corect. Posibilitatea e mult mai mică. Corect. Da, posibilitatea e mai mică. Eu am investit prin 2018, prima dată când a fost Bitcoin-ul, se făcuse prima dată vreo 18.000. Exact cum nu trebuie, adică doar în shitcoin-uri, atât, exclusiv, doar în ce nu trebuie. Evident că am pierdut tot. $4 cred că mai are contul meu acum. $4. Contul, am făcut altul. Da, da, m-am și supărat, l-am tot, așa, am șters cu buretele, am făcut altul. Am intrat înapoi, cred că vreo 2 ani max, dar n-am 2 ani de când am intrat înapoi. Știi care a fost problema mea? Nu știam unde să mă uit. Și practic, întrebarea pe care vreau să ți-o ridic acum e... Din toată plaja asta de monede, că sunt 1 miliard de tokeni apăruți și peste noapte și mai de mult și așa mai departe, oamenii vorbesc, toți influencerii vorbesc despre proiecte și ou. Da, da, da. Cum știu eu, ca om de rând, băiat simplu, de la țară, cum aș zice, da? Am și eu $200 în fiecare lună pe care vreau să investesc acolo long term. Cum aleg și eu ceva ce trebuie? Unde mă uit? Ah, e o întrebare bună asta. Primez multe întrebări de genul. Am și $1000, ce pot să fac cu ei? Am și $1000, ce pot să fac cu ei? Și care răspunsul? Să investești. În ce? În tine. Cum? În educație. Cum investesc în educație? Păi, citești. Păi nu știu engleză. Te duci la un curs de engleză și înveți engleză. Fără engleză, ești cam mort. Nu poți să te bazezi pe oamenii care vorbesc română în România. Adică pe influencerii care vorbesc română. Unul la mână că noi, cât suntem și suntem relativ puțini, n-avem cum să acoperim întreaga plajă de informații care se află în engleză, asta e clar. Doi la mână, ca să poți să înțelegi practic cum funcționează criptomonedele și cum funcționează tot, trebuie să știi engleză. Lăsând asta deoparte cu $1000, în ce bagi? Ok, după ce ai învățat engleză sau știi engleză sau care e situația, băi, bagă-i în Bitcoin prima oară. Prima oară, îi bagi în Bitcoin. De ce? 6 luni stai cu ei în Bitcoin. De ce? Să te obișnuiești cu fluctuațiile pieței. Păi să te obișnuiești tu emoțional, să vezi cum funcționează treaba. Bă, azi avem $1000, mâine am 600, poi mine am 1100, după aia am iar 700, după aia am 300, după aia am 600 iar. Hei, chestiile astea, vezi cum funcționează, cum îți stă inimioara. Da, da, da. Sunt, adică... Bitcoin, frate, și el care e cel mai mare asset, are $1 trilion în el, adică fluctuează ca nebunul. Păi dacă te-ai dus în altă criptomonedă, fluctuațiile sunt și mai mari. Ai făcut infart direct. Ai făcut direct infart, adică au fost monede care au fost 99,8% minus. Bitcoin a fost 80%. Dar băi, parcă e o diferență, pentru că pe scădere procentul e, scade repede, la 99 la 99,8 e relativ mică căderea. Bun. Odată ce ai investit în Bitcoin și te obișnuiești puțin, cât timp sunt banii investiți acolo, încearcă să te documentezi. Cum să te documentezi? Unde, mă, probabil mă întrebi, unde documentezi? Mă documentezi. Păi mă, dacă noi avem o oportunitate pe care părinții noștri n-au avut-o, și anume că noi avem acces la internet, care e o sursă infinită de informații, și avem Google, care este prietenul nostru, și YouTube. Sună clișeic. Domne, caută pe net. Chiar sună clișeic. Și uneori mă simt penibil când zic și o chestie asta, dar ăsta e adevărat. Eu așa am învățat. Mă, după ce ai căutat pe net lucruri pe care nu le înțelegi, intră într-o comunitate, de exemplu cum o am eu pe a mea, în română, da? Păi și întreabă.
Eu așa am învățat, deci eu am întrebat. Am frecat oamenii la cap. Oameni pe care nu-i cunoșteam. Pe net. Bă, n-am înțeles, mă, ce e Web 3.0? Ce e Web 3.0? Cauzi puțin pe net, citești trei propoziții, nu înțelegi. Păi intrăm pe un grup de români. Bă, nu pe Facebook, că pe Facebook, mamă, ce e pe Facebook acolo? Mamă, toată lumea înjură, țipă, urlă pe grupurile de cripto. Noi intrăm pe o comunitate unde urmărești tu puțin că oamenii sunt relativ ok și băi băieți, chiar nu știu ce înseamnă Web 3.0. Poate cineva să-mi explice și mie puțin? Și sunt convins, băi, e imposibil să nu-ți răspundă cineva. Deci e imposibil, n-ai cum. E, bă, chestia asta e de durat. Faci asta o oră pe zi, timp de 6 luni, 180 de ore de studiu. În 180 de ore de studiu, după timpul ăsta tu ești investit în Bitcoin, da? A fluctuat piața, ai mai băgat și tu 100, ai mai băgat, ai mai scos, ce ai mai făcut, dar doar pe Bitcoin. După 6 luni de studiu în care ai atâtea ore, în care ai te educat, ai învățat, știi ce la blockchain, știi ce alea, ce stare tranzacții, știi ce e Web 3.0, știi cum, ce e gas fee, știi, mă, știi chestii, da? Începi să le iei pe rând pe toate și faci, citești despre fiecare monedă are pe CoinMarketCap sau pe CoinGecko o descriere. Bă, în funcție de descrierea respectivă, dacă tu ai relativ, ai niște cunoștințe, poți să-ți dai tu seama dacă are potențial sau nu. Dau un exemplu. Când a venit Terron, a zis așa. Noi avem 12.000 de tranzacții pe secundă. Ethereum are 12. Deci aveau de 1.000 de ori mai multe. Mă, e de la sine înțeles că zici, băi, mai șmecher ca e Ethereum, nu? E că, clar, are de 1.000 de ori mai multe tranzacții. Păi noi suntem mai descentralizați și folosim proof of stake. Ce e proof of stake? Cauți pe net și cauți pe Google. Ce e proof of stake? Nu găsești, nu înțelegi engleză. Mă, intri pe o comunitate română. Mă, băieți, ce e proof of stake? Păi o să îi se spună, proof of stake e alternativa de la proof of work ca să nu se mai mineze cu mediul, cu chestiile de genul ăsta. Există posibilitatea asta de a mina prin a face staking, care e și mai rapidă, mai ieftină și nu afectează mediul. Păi, n-are cum să nu fie cineva care să nu... Ok, nu ți-a răspuns acum, bine, nu trebuie și tu la 3 noapte. Dacă întrebi în mijlocul zilei, trebuie să fie cineva să-ți răspunde. Păi și așa înveți. Mulți zic, gata, am intrat pe YouTube, mă uit la 3 videouri și știu în ce să bag, știu în ce să... Adică, eu mi-au cam aminte clar, când m-am apucat, taică mi-o zicea o chestie când eram mic. Mă rupea cu chestia. Mă duceam la el și îl întrebam, bă, tată, de ce e cerul albastru? Și el venea și îmi spunea, du-te și caută pe Google. Bă, dar mi-a zis chestia asta de, nu știu, de multe ori, cât timp eram mic, știi? Și uite că lucrul ăsta m-a ajutat. Măi, orice caut pe Google, tu acum mie îmi spui, nu știu, că regina Angliei are 98 de ani. Bă, n-are 98 de ani. Nu știu câți ani are ca idee. Eu caut pe Google, bă, dacă are 98 de ani sau nu, că mi-a intrat în rind chestia asta. E, și de fiecare dată când nu știu ceva, eu direct caut pe Google. Adică mi se întâmplă, nu știu, prin call-uri cu diferiți oameni, să mi se zică un termen de care eu n-am auzit, cât timp sunt cu ei în call, eu stau așa, gen, caut pe Google. La ce se referă asta? Păi, am citit 3-4 cuvinte și mi-am dat seama despre ce vorbește, știi? Mereu am căutat pe Google. Oamenii nu înțeleg chestia asta, bă, n-are cum. Dacă tu tot cauți, bă, n-ai cum să nu înveți și știi să iei deciziile tale, tu singur. Că zic că ăștia oamenii, domnule, să vă faceți Dior, do your own research. Eu credeam că uite, ca idee. Credeam că e parfumul. Da, eu credeam că e brandul de haine. Când am auzit prima oară Dior. Să vă faceți Dior. Și da, e brandul de haine. Ce? Eu am căutat Dior. What is Dior in crypto? Am căutat pe Google. Și mi-a dat. Do your own research. Gata. Am ținut minte. Toată viața o să țin minte că asta înseamnă. Deci, practic, ce vrei tu să-mi spui este că eu dacă am $10, 50, 100, 1000, 10.000, 100.000, procesul meu de a mă interesa de nișa în care eu îmi bag banii ar trebui să existe măcar minim. Băi, nu, avantajul tău e că mă cunoști pe mine. Nu, glumesc. Glume, era o glumă, nu. Indiferent bă, da, de... Da, ce vrei să te mit acum că n-am? Nu. Orice sumă ai avea, măcar un minim de cunoștințe, minimul de cunoștințe poate fi reprezentat și prin câteva întrebări puse pe această comunitate care zic eu. Nu trebuie să fie a mea, oricare, nu are relevanță. Băi, vreau și eu să bag o sumă de bani. Cum bag? În ce bag? Asta în ce bag? Întrebarea asta n-ar trebui să existe. Da, deci nu, e cea mai răspândită. Este cea mai... E numărul unu.
primul meu video de pe TikTok pe care eu l-am făcut a fost, bă, oameni buni, sunt banii voștri, strânși, munciți, agonisiți, făcuți, cum știți voi. Bă, cum mă să-i bagi în ceva ce, că ți-a zis ăla? Păi pentru că nu ești documentat, n-ai încredere în ce știi tu. Am înțeles. Am încredere în tine că tu faci de mult. Și eu când ți-am zis, tot la fel, eșalonat, cu calm, ba, răbdare, da, ai răbdare și vorbim peste un an, doi, adică... Dar dacă să presupunem că eu n-am timp să mă documentez, da, și am niște bani și vreau totuși să-i pun, ca să nu mă duc ca gâsca, da, la ce mă uit? Mă uit la site-ul lor, mă uit la echipă, mă uit la, la ce mă uit, așa, niște chestii de foarte suprafață. Foarte suprafață. Da. Te uiți la supply și că ți-am arătat? Da. La supply să nu existe, să nu fie eliberat doar 10-15% din numărul total de monede, pentru că asta înseamnă că pe următorii câțiva ani o să devină inflaționist și implicit e greu să mai ajungă la valoarea la care e acum. Echipa să fie publică, mare atenție cu echipa publică, click dreapta, save la poză, yandex.com, băga poza să nu fie cumva pe la vreun... Mai sunt luat de pe Fiverr. Mai da, da. Să nu fie cumva vreun indian sărac cu care el a făcut poză la job și s-a trezit pe vreun site ăsta. L-a făcut criptomonedă. Head off, nu știu ce. Da. LinkedIn, deci click dreapta, save. În, pe desktop și yandex.com. Yandex.com și bagi poza acolo. Bagi poza și te uiți să vezi să nu fie, să fie ce trebuie, să nu fie da. Altcineva. Deci și iau băieții soluții și pentru chestiile astea. Da, în primul rând echipa, te uiți și tu unde a mai lucrat echipa, dacă vezi că a mai lucrat, nu știu, în, la altă criptomonedă, vezi cum a fost, cum a mers criptomoneda aia, că poate să nu mai fie, sunt mulți care sar dintr-una într-alta și dacă, de exemplu, uite, fondatorul Polkadot a lucrat la Ethereum. Ce mai vrem? Adică, ce-ți mai trebuie? Bă, nu o să ajungă ca Ethereum, dar e și el pe acolo, înțelegi? Adică e în top 10. E omul care a gândit, care a fost acolo. A fost și el pe acolo, da. A mirosit aerul. Da, de la... a stat și el în același birou, știi? Da. Adică nu... I-a mirosit, da. Știi cu ce se mănâncă. Da. Genul ăsta de lucruri, te uiți. Dacă e... Asta nu înseamnă neapărat că poate un băiat, Vitalik, de exemplu, când a inventat Ethereum, era nimeni. Clar. Poate să existe și băieți care să inventeze lucruri mișto, dar... Da, echipa e principala chestie și cum numele, mamă, eu țin mult la nume. Ok. Nume, dacă stăm să ne gândim, foarte multe companii mari de fintech și de finanțe și așa, au nume mici, scurte, două vocale, adică nu se duc prea, nu știu, Elrond. Opa, că sună bine. Dacă sună Elrond Finance System, nu știu de care. Da. Bă, ceva așa, simplu. Aș da, nu știu, Revolut. Înțelegi? Adică, da. E simplu. Deodată. E deodată, așa e, nu știu. E, eu țin mult la chestia asta. Chiar, fine. Chiar țin mult la chestia asta. Uite, Polkadot. Ethereum e cam lung. E Bitcoin. Litecoin. Adică, înțelegi? Adică, da. Relativ nume mici. Nu... Eu țin și la chestia asta. VeChain. Îmi vin acum mai multe în cap. Am dat un exemplu. Terra. O să mai multe. Bă, chestii mici, scurte, pentru că e greu să găsești un nume scurt care să fie și clar. Mișto, știi? Adică, și odată ce e un nume scurt care e mișto, tinzi să îți dai seama că oamenii și-au bătut capul acolo. Bă, eu mă uit la fiecare chichiță, fiecare lucru de ăsta minor, știi? Echipa contează cel mai mult. Eu am fost investit în câteva proiecte care au sângerat rău de tot de-a lungul timpului și care erau, comunicau foarte mult cu oamenii. Adică pe Twitter, pe Telegram, țineau legătura, băi, și după sângerarea aia uriașă a crescut foarte mult după aia. Foarte mult. Pentru că odată ce simți că echipa e acolo, băi, e clar că ei cred. Și cât timp ei cred, înseamnă că lucruri mișto se vor întâmpla. Cât timp nu mai cred, nu mai ai de ce să crezi nici tu. Și probabil te întrebi cum îți dai seama de chestia asta, cum îți dai seama dacă ei mai cred sau nu. Strict prin forma de comunicare pe care eu arăt. Dacă deci, când tu ai mii de oameni pe un grup de Telegram și tu nu ți iei timp nici măcar un mesaj să dai, spune multe despre un proiect. Da. E, când totuși piața e jos, proiectul sângerează, tu ești mereu acolo, mai răspunzi, mai faci un video, mai faci un AMA, mai vorbești cu comunitatea, mai postezi nu știu ce. What is AMA?
Ask me anything. Căutam și eu pe Ask me anything. Înseamnă că oamenii sunt acolo, în continuare sunt acolo, n-au fugit nicăieri, nu fac nimic. Ei, și pe mine chestiile mă fac, mai bag, îmi creez o medie mai bună, continui să-mi văd de treaba mea. Sunt multe proiecte care au crescut în bear market, n-au crescut în bull market. Au crescut în bear market pentru că atunci foamea scute mintea, știi? Și când ți-e foame, lucrezi mai cu talent. Foamea scute mintea. Da. Frumos. Da, da, da. Frumos. Da, da, da. De cartier. De cartier, da. Frumos. Și multe proiecte au crescut atunci, adică multe. Dar echipa, mare parte echipa, nu știu să mă duc mai în detaliu de atâta, eu mă uit foarte mult la echipă. Mă uit la echipă pentru că ea contează. Contează și pe comunicare. Și mai un aspect pe care voiam să zic legat de cripto. Uneori sunt anumite criptomonede de care cresc indiferent ce revoluție tehnologică ar face proiectul respectiv. Adică important e marketingul. Și din nou, în spatele marketingului se află echipa. Da. Te uiți și tu, nu știu, să zic sincer, nu prea fac analize fundamentale prea în detaliu. De ce să mănânc rahat? Că nu o fac. Dar, uite, ei acum, cum sunt monede în top 10, bă, te uiți și tu, cam care crezi că ți-ar plăcea? O studiezi mai în detaliu, iei și tu, nu știu, câteva videouri, câteva articole, mai pui 3, 4, 5 întrebări în stânga și în dreapta și dacă te decizi să cumperi, cum ai întrebat și tu de câteva, pe termen lung, frumos, eșalonat, calm, nu ne vindem casa, nu ne vindem mașini, nu facem împrumuturi la bancă. Frumos. Le-ai arătat oamenilor care te urmăresc portofoliul tău, adică ești transparent cu el? Nu, dar le arăt constant valori, le arăt și bani. Nu zic să le arăți gen câți bani ai tu. Să le spui, bă, uite, ăsta e portofoliul meu, eu în asta sunt investit. Cu cât sunt investit, na, e treaba mea. Nu, n-am făcut chestia asta până acum pentru că modalitățile mele de investiții sunt puțin diferite față de cum ar fi obișnuiți. Am peste, nu știu, 70-80 de monede care sunt luate în private sale-uri, care au vesting pe ele, care în monede mari nu prea am investit. Adică pot să le zic și acum, am câteva. În mare parte eu investesc eșalonat în Ethereum, săptămânal. Adică eu am o plată recurentă care mie mi se ia automat în fiecare săptămână, nu știu, marțea, cred. Nu știu de ce a fost marțea. În fine. Și cumpăr Ethereum. Și cumpăr Ethereum de 4 ani, cumpăr Ethereum, adică în continuu. Și am de gând să cumpăr în continuu, pentru că eu am încredere în proiectul respectiv. Și a fost și Vitalic la București și l-am întâlnit și mi-am dat seama ce fel de persoană ești. Din nou, repet, echipa, omul din spatele echipei contează foarte. Unde crezi că se duce Ethereum? Ca și valoare? Da. Departe. Cel puțin jumătate cât e Bitcoin acum. Părerea mea. E strict părerea mea. Îți dai seama, totul e oricum subiectiv în domeniul ăsta. Cine se așteaptă că l-am chemat pe Nostradamus, pare rău, e fisul. N-am glob de cristal. E fisul, nu e. Singurul glob de cristal care există în România este, e la Vlad Dobrescu. Da. Așa, da. Povesteam de portofoliu. Da, de portofoliu. Nu, au mai fost situații în care am mai zis, de exemplu, uite că moneda asta a crescut și am făcut foarte mult și lumea, ai făcut tu, mă. Ce ai făcut tu? Mă? Și când au zis ce ai făcut tu, mă, le-am arătat. Și le-am arătat și ca și valoare. Mie nu-mi place să mă laud, nu-mi place să arăt sume. Da, am observat și te-am și întrebat de ce, pentru că am observat în domeniul tău, da, în zona asta de crypto influencers, yes. am observat că flexul, nu ăla de tăiat, ăla de arătat, e destul de în floare. Este, dar eu îmi doresc ca... Bă, câți bani ai făcut pe urma abonaților tăi? Pe urma abonaților tăi? Da. Adică? Adică ți-ai promovat proiecte personale, chestii? Nu, n-am promovat absolut nimic, am promovat alte proiecte. Adevărat, am fost plătit pentru promovarea respectivă, dar am făcut cercetare pe proiectele respective, am încercat să mă asigur că sunt ce trebuie, am ținut call-uri cu echipa, m-am asigurat că e ok și am promovat relativ puține, adică într-un timp relativ scurt. Da, pot să zic că am făcut bani de pe urma comunității mele prin promovările astea, dar prin alte forme, cursuri, chestii de genul ăsta, nu, n-am făcut și nici nu vreau să fac. Nu o să fac. Nu la suprapreț. Da, nu asta la suprapreț. Da, da, da. O să fac, urmează.
urmează. Da. Ce părere ai de zona asta de influencers, dacă tot am intrat în domeniul ăsta? Băi, e ca în partea mea, știi? Oamenii promovează de toate, frate. Da. Oamenii zic și promovează de toate și ceilalți îi cred, știi? Adică sunt și mulți care îi cred. Eu cred că diferența între mine care promovez, nu știu, o ciocolată, da, care e 3 lei versus X, care promovează o monedă care e, știi, un pic mai mare, și ajung și la NFT-uri după asta. Ce părere ai tu de piața asta? Cum o vezi? E greu, știu, sunt colegi cu tine mulți dintre ei. Da, îi cunosc pe toți. Vă și cunoașteți toți voi. Da. Nu, deci vreau să zic așa. Sunt câțiva pe care nu-i cunosc și care... Am observat tendința asta. Eu am pune prima oară pe TikTok. Și au mai apărut în urma mea și alții. Și au fost înaintea mea și alții. Clar asta. Adică nu am făcut eu nimic nou. Dar uitându-mă puțin în urma mea, ce vine din urmă, îmi dau seama că ai făcut câteva videouri, ai prins, ai făcut câțiva followeri, începi să vinzi. Începi să vinzi cursuri, începi să vinzi NFT-uri, începi să vinzi chestii care unul la mână nu le consider suficient de bune la nivelul tău, adică tu ai făcut, știu, 10.000, 15.000 de urmăritori pe TikTok și te-ai pus să vinzi chestii sau scheme piramidale sau lucruri de genul ăsta. Și uitându-mă și deasupra mea, adică cine a fost înaintea mea, și acolo e la fel. Doar că acolo unele chiar vin cu valoare, doar că mi se pare prețul foarte mare pentru valoarea care e adusă. Și faptul că eu am impresia că am crescut foarte repede. Eu, Mihnea. De ce? Pentru că eu m-am apucat primul video pe TikTok pe care l-am făcut a fost pe 20 ceva aprilie. Nu s-a făcut niciun an de atunci. Și cu toate astea, cea mai mare comunitate pe Telegram, 14.000 pe Twitter, care mi se pare mult pentru România. Acum am apucat recenși de YouTube, încerc să fiu cât se poate de consecvent, dar gen 40.000 pe TikTok, mi se pare relativ repede, pe mi se nișă, pare da. Repede pe nișa asta, foarte repede. De ce? Pentru că nu am rezistat tentației de a face bani de pe urma oamenilor. Adică am încercat să fac lucruri gratis, să le ofer informații gratuite și recunosc că e posibil ca informația pe care o ofer să nu fie de cea mai înaltă calitate, tocmai pe considerentul că nu primesc bani. Și probabil alți oameni consideră că, bă, ofer cea mai valoroasă informație pe care o pot oferi eu și mă dedic 100% în a genera un curs și îl vând. Bă, eu nu o privesc așa. Eu nu o privesc așa pentru că mai bine fac muncă de teren. Mai bine stau pe Telegram, vorbesc cu ei, am o echipă de 7 băieți care sunt oarecum și au dat seama ce-mi doresc, ce vreau și ei foarte de calitate, cu experiență în Forex de mulți ani și stau cu oamenii și învaț. Și mi se pare că învățăm cu toții. Mi se pare că... Și mi-ai zis să zic o chestie pe care... ți-am zis o chestie înainte să pornim și ți-o voi zice și acum. Eu tind să cred că voi ajunge unul din cei mai cunoscuți oameni pe cripto din țara asta, tocmai pe considerentul că rezist tentații, cu accent că rezist tentații, că este tentație. Clar, deci, clar. De a face bani de pe urma comunității mele. Că se face o promovare, asta e altceva. Promovarea e normal. Proiectul respectiv face bani de pe urma promovării și e normal să primești și eu ceva. Dar nu am oferit comunității mele nimic care să nu fi considerat eu că e ok. Adică gen, să vină te pisica asta, câinele ăsta, hai să vindem NFT-uri, să facem, să dregem. Nu. Proiecte serioase, proiecte cu echipă în spate, proiecte... Și n-am îndemnat niciodată la cumpărare și nici nu o voi face. Ăsta e proiectul. E mișto work ethic-ul ăsta pe care l-ai tu. Da. Chiar e mișto. Sper, eu, asta e unul dintre motivele pentru care eu chiar am zis, băiatul ăsta e tare. Dacă, exact cum ai zis tu, bă, reușesc să rezist tentații. Adică în piața ta să scoți un moțunac pixelat și un monkey așa și să spui la o comunitate de 15.000 de oameni pe Telegram care sunt instant. Adică eu nu-mi fac probleme că dacă tu ai scoate mâine nici ceva, n-ai reușit să faci bani. Nici eu nu-mi fac probleme. Și totuși nu faci asta. Și mai dăm un exemplu, nu știu, eu tind să cred că aș putea să ofer valoare într-un curs
și de trading, și de investiții, și de multe. Și să-l vând, îl pun la 350 de euro și nu găsesc 300 de persoane să fac 100 de mii. 100%. Nu mă interesează. Nu vreau. Nu vreau. E o tentație, recunosc, da? Că stau, aș putea să mă mut cu banii. Clar, da. Dar nu vreau. Nu simt. Nu simt, pur și simplu. Nu simți că e corect. Dar nu mă regăsesc. De ce? Pentru că și eu am fost ca ei. Și de asta nu le arăt bani. De asta nu le arăt chestii. Eu țin la oamenii care sunt... Vreau să înțeleagă că eu sunt ca ei. Eu sunt de-al lor. Să vină la mine dacă mă... Au fost câțiva care au venit la mine. I-am întâlnit în diferite locații și au venit și mi-au mulțumit. Apreciez foarte mult. Ești real, da. Da. Și voi fi în continuare real. Pot să ajung eu și la Bill Clinton, vorba vine. Tot la fel o să fiu. Pentru că eu am fost și eu sărac și în continuare nu pot să zic că sunt cel mai bogat om, dar vreau să-i ajut și ei, să iasă puțin din zona asta în care se află, că și eu am fost la fel. Adică eu vorbeam cu unul pe Facebook, frate, mai eram cu un prieten când am investit noi prima oară și prietenul meu i-a zis să bagi într-o monedă, să mai Aeron, nici nu mai există. A făcut 10x peste noapte, bă, peste noapte, literalmente peste noapte, băgase 5.000 de lei, făcuse 500 de milioane. Și ăia 500 de milioane erau moneda cât valora, vreo, cred că 15 dolari, 20 de dolari, chestii. Și ăla l-a întrebat pe unul pe Facebook, cât crezi că se face Aeron de la 20 de dolari cât era? Și ăla i-a zis, minim 1.000. Și îți dai seama că ăsta, prietenul meu s-a gândit, mamă, 1.000, mamă, fac milioane. Și n-a vândut. Și s-a dus moneda aia în cap și la revedere. Eu, dacă eram... Acum, dacă mi s-ar întâmpla și mi-a zice cineva, bă, am 10x, scoate jumate, bucură-te puțin de profit, da? Mai apar ocazii, frate, adică scoate eșalonat sau... Adică vreau să fiu eu fratele ăla lor, știi cum ar veni? Da, fratele mai mare. Și mai e o chestie pe care o fac și sper să nu le dau idei colegilor mei. Ok. Nu există mesaj la care să nu răspund. Că durează și o săptămână la unele, îmi pare rău, dar nu există mesaj... Acum. Dar nu există mesaj la care să nu răspund. Deci nu există mesaj la care să nu răspund. Tare. Bine, nu. Că fă cu ce te-ai îmbrăcat azi dimineață. Nu, clar. Nu. Mai sunt băieți care îmi zic salut. Mesaje... Și eu le răspund cu salut. Și după aia mai durează o săptămână după ce le răspund la următorul. Că n-am cum să întrețin o conversație. Da, normal. Că sunt mulți. Dar dacă e un răspuns mai lung și nu mi se pare că e vreo porcărie. Adică mai sunt cu porcării, cu uită-te la moneda asta, că e ce trebuie, uite ce mai îmi scriu ei mie, nu le răspund la... Dar dacă e cineva care îmi pune o întrebare, bă, recunosc, sunt anumite momente în care răspund mai greu. Dar nu-i om să nu răspund, din Instagram, Twitter, Telegram, peste tot. Zi-mi un pic de fear of missing out și... Verdele ăla de care vorbeam. Ăla e. Ăla e, da. Eu am simțit de multe ori treaba asta cu, știi, să auzi vorbindu-se în jurul tău, mama, a crescut nu știu ce, nu știu ce, intră și îți dă starea aia, mama, dacă nu iau acum, n-o să, pierd trenul, ești bun, rămân singurul sărac. Da, 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 știi? Toți prietenii mei fac. Da. Toți prietenii mei o să fie milionar, să fie ultimul prost, efectiv, știi? Și atunci, practic, iei decizia emoțională, te împrumus la frate, tu la soră, ta faci cum nu faci, ei pui acolo și... Da. Nu să mai îmbogățești. Asta cu fear of missing out e o mare problemă. Și nu văd, bine, și eu când am investit la fel și sunt ipocrit să zic că nu înțeleg de ce fac oamenii ăsta. Dar vreau să zic așa. Mă, când o monedă crește, care, băi, logic, ce se întâmplă după ce crește? Mă scade. Băi, logic. Da? De ce aș vrea să investesc când crește? De ce? Că poate să ducă și mai sus. Asta cred oamenii. Bag acum, se duce și mai sus. Nu. Aștept să cadă. Și după ce cade, cumpăr iar. Adică, ăsta e, fear of missing out, ăsta ar trebui să fie cumva corelat cu o să mai fie ocazie. Adică, ba, am pierdut trenul ăsta, o să mai fie ocazie. Bă, câte am pierdut eu în 5 ani? Câte milioane mi-au trecut? 1, 2. Câte monede n-am vândut eu prea devreme? Îmi imaginez. Înțelegi? Dar ce îmi spun? Bro, o să mai fie timp. Adică o să mai apar ocazii. Le-am ratat pe astea, lasă că mai apar și altele. Nu-i problemă. E timp. Răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare. Repede de NFT-uri. Ce să zic de NFT?
Ce să zic de NFT? Zim care e, care e părerea ta. De NFT-uri în general? Da, băi, e o explozie în momentul ăsta. Da. E o explozie, adică da, foarte multă lume face niște grafice pe da, care le pușuiește foarte mult cu marketing uh-huh, și le vinde și au luat banii și au plecat. Uh-huh. Unde o să se ducă treaba asta? Trebuie să vină acel bear market și în industria asta a NFT-urilor. Trebuie să vină iarna. Când vine iarna, dispar proiectele care n-au utilitate, dispar pixelatele, excludem CryptoPunks și ce da, mai sunt. Alea sunt etalon, nu... Alea sunt Bitcoin. Exact, 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 exact. Store of value direct, acces la... Te întâlnești cu Eminem, cu Post Malone, cu toți băieții. Excludem. Mă refer la ce se realizează acum în zilele da, noastre. Da. O să dispară și o să rămână cu adevărat proiectele cu utilitate. Ce înseamnă utilitate? Adică de ce, care e părerea mea în general despre NFT-uri? Eu cred că sunt super șmechere. Eu m-am jucat Counter-Strike și am mai zis chestia asta de o grămadă de ori prietenilor mei și așa. Zic, bă, frate, Counter-Strike are NFT-uri de ani de zile. Da, clar. Adică e un concept care a existat, care a funcționat, care încă funcționează și care cu... Cum se gândește ceva, domnule, cum ar putea cineva să dea bani, mii de euro pe o chestie digitală? Bă, eu am dat. Eu am dat. Când eram mai mic, eu am dat. De ce? Că atunci când muream, colegii mei cu care eu mă jucam CS, nu, când, stai, când ei mureau și eu rămâneam în viață, colegii mei se uitau pe mine să vadă ce fac. Bă, da, ei vedeau că eu am skin-ul ăla pe AVP, înțelegi, șmecher. Dăduse-mi $100 pe el. E, asta e o chestie pe care mulți nu înțeleg. Eu înțeleg că m-am jucat și am făcut-o. Și cred că NFT-urile cu adevărat poate să aibă o mare utilitate în viitor, doar că acum din nou oamenii pagă cum e și la cripto. Gambling. Am mintat. Da. Adică tu practic spui că ar trebui să te uiți când cumperi un NFT. Nu e greșit să cumperi un NFT, ci ar trebui să te uiți și care e utilitatea lui. Neapărat ce utilitate. Ce ți-aduce? Te lasă să intri la toaletă pe exact, viață, te lasă să te întâlnești cu X, îți exact, dă o carte, îți dă... I don't exact, know. Exact. Deci trebuie să aibă utilități. În așa fel, deci cum aș gândi eu când cumpăr un NFT? Utilitatea lui. Și în funcție de utilitate să stau să mă gândesc dacă cu timpul cineva ar fi dispus să-l cumpere de la mine ca să pot să fac bani cu el. Corect? Da. Adică utilitate, nu știu, dau un exemplu. Radu vinde 100 de NFT-uri prin care oferă o posibilitate să stai o zi cu el. Dar-s doar 100. Și Radu are 900.000 de abonați pe YouTube. Și bătaie pe alea 100. Ok, asta înseamnă că oamenii ăia 100 vor sta cu tine și după aia n-ar mai avea de ce să mai stea cu tine. Au stat o zi. Și l-ar vinde. Bă, dacă cererea e mare, e clar că alții ar fi interesați. Bă, vreau și eu să stau cu Radu, dar n-am prins NFT. Deci sunt clar, trebuie neapărat să cumpăr de la altul care a prins. Mai scump un pic. Căde. Și uite așa, un pic și crește valoarea. Deci trebuie să te gândești un pic, bă, utilitatea lui, utilitate. Că sunt, au altele, sunt, poți să-i oferi multe utilități. Nu știu. Ți-l pui pe desktop. Au apărut tablouri acum, sunt tablouri digitale da, cu ramă da, și bum, da, ți-l pui, da, da, ți-l da, pui cu QR-ul acolo. Sunt tare. O să fie. Da, o să fie. Sunt tare. Dar ca idee, să te gândești tu, bă, am posibilitatea să vând NFT-ul ăla la un moment dat, adică raritatea lui e suficient de rară, să zic eu. Ca Mona Lisa? Ar putea să nu aibă, paranteză, da? Ar putea să nu aibă utilitate atât de mare. Da. Că nici Mona Lisa. Ce utilitate are Mona Lisa? N-are, că da, n-are. N-are, da. Dar e... Na. E na. Da. 100 de toate în lume. Corect. Gen, știi? Da, corect. That's it. Adică doar așa, da, să zicem că... Să fie ceva foarte gen... Bă. Și capcana nu e. Că de unde știu eu că ăsta pe care le-au acum n-o să fie următorul CryptoPunk? Asta e posibil, da. În unul la mână nu o să existe niciun nou CryptoPunk, convins. Da. Asta n-are cum se mai întâmple. Adică mulți compară cu chestii care s-au mai întâmplat. Și cum a zis-o, îmi vine în cap acum, a zis-o Maticiuc despre Nuțu. Și nu o să mai fie nimeni ca Nuțu. Adevărat. Pentru că el a trăit în niște vremuri care acum nu mai există. Așa și cu CryptoPunk ăsta. Adică CryptoPunk a fost un NFT care a apărut acum, cred că 4 ani sau 5 ani.
Nu știa nimeni despre NFT-uri, habar n-aveau ce stale. Și când avea OpenSea un volum de 1 milion pe lună, care 1 milion pe lună face acum, cred că într-o oră, și atunci s-au dat între șmecheri și care a fost... Deci nu o să mai fie situația aia, înțelegi? Da, da, da. N-are cum să mai apară următorul clip. Cum nu o să mai apară nici Bitcoin, mai ce lumea. Asta e un alt aspect pe care vreau să-l destram acum, am sărit în altă chestie. Dacă aveam eu Bitcoin de la 5 dolari, 10 dolari, 100 de dolari, câți bani aveam acum? Băi, îl vindeai la 500, îl vindeai la 1000, clar, la 2000, la 5000, la 10000, la 20000. Bă, dar nu stăteai, mă, până la 60000. Nu stăteai. Asta e... Nu stătea nimeni. Nimeni. Adică cred că sunt foarte, foarte, foarte puține aia care au cumpărat la 5 dolari. Eu zic că îi numeri pe deget. Da, e așa. Da, da. Care da. Au uitat, cred că sunt aia care au uitat. Nu, aia ce? Care au uitat sunt mulți. Aveam niște Bitcoin, da. Dar nu, aia care au uitat sunt mulți. Și aia cu da. Adevărat. Nu, vreau să știu dacă există 5 oameni pe planeta asta care cu adevărat să fi avut de la 5 și să fi știut, să fi avut ei la un buton distanță să-i vândă. Nu zic eu că e greu. Da. E greu. Eu am avut. Împreună cu un prieten Bitcoin, când eram la foarte mici, eu insesizabil de puțin, deci foarte puțin, sub 1, pe care nu știu pe unde e, dar prietenul al meu a avut vreo 100 sau 200, pe care i-a vândut pe 500 de lei. Noi, 500 de lei toți. Noi am minat cu calculatorul, jucându-ne pe calculator, aveam o placă video 960, nu mai știu cât era, eram clasa A 9, sau nu știu, 10. Deci, păi chiar am vorbit cu prietenul al meu. Hai mă frate, pe 500 de lei. Din nimic. Adică sincer, cum ar fi fost să fi stat el cu ăia 5 milioane să fi făcut ei 100 de milioane, 200 de milioane, 10.000 de euro. Acolo. Și el să-i lase acolo, da. Să stea cu ei 200 de bitcoin până acum. Nu poate, n-are nimeni puterea asta. Clar. Dar ai avea puterea asta dacă ai investi eșalonat o sumă pe care o poți pierde și care nu te afectează emoțional. Adică în continuare cred chestia asta. De ce? Pentru că acum creșterea asta astronomice sunt cam rare. Adică e cam greu să mai faci 1000x, 2000x da. În slabe șanse. Și dacă poți să faci, de exemplu, 2000x sau poți să faci 1000x sau poți să faci 100x, atunci când bagi 100 de lei sau 200 de lei, că ți-e simplu. A, a făcut 100 de milioane, 200 de milioane. Dar dacă ai fi avut 1000, mai așteptai până la 100x. Clar. Înțelegi? Și de asta am multe monede în care să te investi puțin, multe, nu se știe de unde sare. Și mai am bani puși deoparte și intenționez să strâng așa până am un portofeliu de câteva sute și dacă la un moment dat pică vruna, bubuie vruna. Te-am pupat. Și știi pe ce premisă mai merg? O să fie atât de multe încât ui de ele. Eu asta îmi doresc. Băi, îmi doresc să am una, să ui și eu de ea, mă. Să ui de ea. Să apară așa de peste noapte și să... Bun, milionar. Milionar. Iată milionarul din cripto care peste noapte cu da. O singură monedă și una cu 10 singură. Dolari da, da, în da. Garaj da. A devenit milionar. Da, Mihnea, da. În încheiere, da. Că am sărit oricum dintr-un antralta din NFT-uri în cripto, în toate nebunile. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o singură propoziție, după toată discuția asta pe care am avut-o noi, care ar fi propoziția respectivă? Băi, îmi doresc, dacă sunt oameni care ne privesc și n-au investit în cripto, să o facă, pentru că tind să cred că este momentul pe care noi nu l-am avut după Revoluție sau în era internetului când toate au bubuit. Adică, și eu o propoziție mai lungă, îmi pare rău, dar mulți oameni cu mulți bani din România au făcut bani imediat după Revoluție. Eu tind să cred că virgulă, criptomonedele astea sunt revoluția noastră a tinerilor. Mișa. Și cred că ne pot scoate, bă, nu vreau să sune pompos, din sărăcie. Bă, dar ne pot schimba un pic viața. Sunt tirurile de blugi și de cauciucuri exact. Pe care exact. Le-au avut exact. Ai noștri. Exact, alea sunt. Eu așa cred, așa o văd. Eu sunt all-in în treaba asta, adică le spun și oamenilor, ei nu mă cred. Sunt minus 22 de lei pe ING. Eu toți banii am în cripto. Mă mai duc la bancomat, scot 10 milioane, iam pe aia 10 milioane, cheltui. Eu nu mai vreau bani, nu mai vreau, vreau cripto tot. Să stea banii acolo, să facă... Eu nu mai văd altfel viață. Nu mai văd altfel. Eu așa o văd. Mă și pasionez. Și îmi doresc ca și să inspir măcar o persoană să facă același lucru. Și eu
sunt câteva pe care am reușit, știu sigur asta, să facă și ei același lucru și să înțeleagă că nu e greu. Trebuie doar să fii perseverent și să ai răbdare. Ca în orice domeniu. Da, absolut în orice. Mihnea, mersi pentru discuția asta. Mulțumesc frumos. Îți doresc să rămâi cu același work ethic, să nu vinzi cursuri la suprapreț sau NFT-uri pixelate pe nimic. Mulțumesc. Doamne ajută să ne vedem milionari. Doamne ajută. Doamne ajută. Episod susținut de gândeștediferit.ro, platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.